Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Deșeurile reciclabile se depozitează în recipientele special amenajate, ne anunță primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. 10 ani de activitate neîntreruptă a Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja, Comuna Oituz. Proiect ambițios de reabilitare a CSM Onești. Noul menajer se depozitează doar la platformele sau țarcurile de gunoi din proximitate. Ne atenționează chiar primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Deșeurile reciclabile se depozitează în recipientele special amenajate. Agenții economici depozitează deșeurile în pubelele proprii și le predau direct la firma colectoare. Deșeurile din construcții, cantități reduse și deșeurile voluminoase, este vorba de piese de mobilier, se depozitează gratuit la platforma din incinta oborului săptămânal. Pentru cantități mai mari de deșeuri din construcții se comandă la Romprest un container în baza unei taxe plătite la ridicarea avizului de salubritate necesar la obținerea autorizației de construcție. Orice abatere de la aceste reguli atrage sancțiuni severe, ne atenționează primarul Oneștiului. De altfel, acesta menționează că face aceste precizări întrucât în enumărate rânduri au fost surprinse persoane care descărcau din mașini proprii cantități însemnate de deșeuri la țarcurile de gunoi, altele decât cele de proximitate, de regulă țarcurile de la periferia orașului, fapt ce creează disconfort locatorilor din zonă, dar și îngreunează activitatea firmei colectoare. Zilele Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja. Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja este membra a Federației Filantropia a Patriarhiei Române, dar și a Federației Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung. Anul acesta se împlinesc 10 ani de activitate neîntreruptă în slujirea semenului aflat în nevoie. Cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim și cu sprijinul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja, membra a Federației Filantropia și Patriarhiei Române, organizează evenimentele prilejuite de împlinirea a 10 ani de activitate socio-medicală și educațională. Astfel, acestea debutează joi 1 septembrie la sediul Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de la Hârja. Se va desfășura întâlnirea tinerilor ortodoxi băcăuani. Sunt așteptați să vină aproximativ 300 de tineri. Se va ține în aceeași zi și o liturghie în altarul de vară din cadrul Complexului de Servicii Socio-Medicale și Educaționale de la Hârja. Va avea loc o conferință susținută de către arhimandritul Pimen Costea, vicar eparhial, rugăciunea care ne ține mereu tineri și plăcuți lui Dumnezeu, dar și ateliere de lucru intergeneraționale și proviața care sunt coordonate de Ascor Bacău. Pe finalul zilei este programată a se desfășura un festival de tradiție și gastronomie locală ediția 1, în colaborare cu Primăria Oituz și Asociația Amitié Roman, Franța, și promovarea tradițiilor folclorice locale. Este vorba de cântec, dans și port popular autohton. Ziua de vineri este zi dedicată beneficiarilor Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Sunt programate activități de terapie ocupațională intergenerațională și recreative cu 30 de copii cu dizabilități, este vorba de autism, sindrom Down, 20 de vârstnici îngrijiți la domiciliu, 100 de beneficiari ai Centrului de zi pentru copii și cei 105 rezidenți ai Centrului Sociomedical pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Sâmbătă 3 septembrie va avea loc sfințirea capelei Centrului Sociomedical Rezidenț pentru persoane vârstnice. Se vor oferi distincții de vrednicie personalităților care au sprijinit Asociația Hârja pe parcursul celor 10 ani de activitate și se vor oferi ranguri onorifice preoților implicați în voluntariatul social de către înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În aceeași zi se va sfinți și inaugura Complexul de Servicii Sociomedicale, Educaționale și Recreative pentru copii din cadrul Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja, Centrul de zi pentru copii cu risc de abandon școlar și marginalizare socială, Centrul de recuperare neuropsihologică a copiilor cu deficiențe, este vorba de autism, sindrom Down, ADHD și terenul sportiv multifuncțional. Clădirile au fost construite prin grupul de acțiune locală Valea Trotușului și cu finanțarea nerambursabilă a PNDR prin AFIR. Se va sfinți și capela Centrului Sociomedical pentru persoane vârstnice din cadrul Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja, cu hramurile Sfântul Ierarh Nectarie și Sfântul Mucenic Efrem cel Nou.
Sănătatea și spitalul din Comănești au fost extrem de importante pentru primarul orașului Viorel Miron. De altfel, spitalul ce poartă numele cunoscutului chirurg profesor dr. Ioan Lascăr nu de puține ori a fost amenințat cu închiderea. Mai multe aflăm în minutele următoare. Spitalul Ioan Lascăr este un obiectiv major și de importanță majoră pentru noi, pentru că dacă nu am face această investiție, au vrut să-l închidă și în momentul în care nu aveau motiv să-l închidă, dar în momentul în care au apărut norme și obligații noi din punct de vedere al sistemului de sănătate, trebuie noi ca noi să ne încadrăm în ceea ce ne cer normele medicale. Va fi unul din cele mai moderne spitale din județul Bacău, poate nu numai din județul Bacău. Așa cum v-am mai spus, domnul profesor Lască spunea că dacă ar avea cu 10 ani, dacă ar fi cu 10 ani mai tânăr, ar veni să lucreze la un așa spital. Un ambițios proiect de reabilitare a CSM Onești a fost depus de către conducerea clubului municipal prin director Ingrid Istrate la ADR. Care au fost motivele care au stat la baza acestui? Aflăm în minutele următoare chiar de la Ingrid Istrate, director CSM Onești. Vorbeați în partea a doua emisiunii despre un proiect de reabilitare a clubului sportiv municipal. Mie mi s-a părut un proiect îndrăzneț, am zis eu temerar la momentul respectiv, dar de ce simțiți nevoia de reabilitare a CSM-ului? Pentru că avem mare nevoie de reabilitare. Adică arată bine din exterior. Nu, nu arată bine din exterior. Poate din exterior. Din interior n-aș putea spune că arată atât de bine. Sala de lupte care între timp a căpătat și am reușit să obțin acordul lui Vasile Pușcașu ca să-i poarte numele și l-am obținut prin ordin de ministru. Are nevoie de o reabilitare totală. La Bârsănești este original, da? Da? Vedeți, da. Ce țin minte? Da. Îmi doresc o sală de haltere nouă, fiindcă condițiile la haltere sunt insalubre, aș putea spune. Îmi doresc o sală de box ca să fie independenți în sală și să aibă toate condițiile. Îmi doresc reabilitarea sălii de gimnastică și să o aduc la standarde europene. Și îmi doresc, bine, eu speram la 6 milioane de euro la proiectul ăla mare. Nu știu dacă voi obține tot și jumătate dacă tot i-ar fi bine. Eu visam la un centru de refacere recuperare pe probleme locomotorii pentru copii, care să fie gratuit și pentru pensionari și bineînțeles că în paralel pentru sportivi. Și îmi doream lărgirea spațiului de cazare și a cantinei, tocmai pentru a putea aduce aici tot felul de cantonamente care se desfășoare în ceea ce înseamnă baza de la Onești, fiindcă dacă ar fi să adun toate bazele din Onești, vreau să vă spun că noi am putea susține Olimpiada Sportului Școlar, dacă ele ar fi funcționale. Funcționale. Deci avem atâtea baze și frumoase la Onești, pe care dacă am face un proiect comun, am putea ține aici Olimpiada Sportului Super. Școlar. Am putea ține aici o grămadă de competiții, fiindcă am putea asigura și jocurile, am putea asigura și atletism, am putea asigura și gimnastică, și lupte, și judo. Eu îmi doresc foarte mult reabilitarea stadionului Mecon, dacă nu mă înșel. Să-l facem cu nocturnă de fotbal și atletism, să pot să aduc la Onești internaționale României de atletism pe nocturnă. Mi-aș dori foarte mult, e unul din visurile mele. Sunt proiecte de anvergură pe care le vedeți, dar la Onești. Ăsta nu este al meu stadionul. Al cui este? Al primăriei. Așa, îmi doresc foarte mult reabilitarea Caromului, pentru că prin reabilitarea tot al primăriei Onești. De altfel, anul următor, 2023, este un an plin de provocări, pentru că se împlinesc 50 de ani de existență a CSM Onești. Cum vede acest jubileu aniversar directorul Ingrid Istrate, aflăm în minutele următoare. Îmi doresc foarte mult și mi-am exprimat această dorință și în fața domnului primar și în fața tuturor din primărie. Îmi doresc ca gala de la anul pe care urmează să o organizez și de care deja Nadia știe și a pus-o în agendă pe 18 iulie, ziua Montrealului, când
îmi doresc să fac o gală în care să aduc nu numai legendele CSM Oneștiului, ci legendele gimnasticii oneștene, legende pe care eu nu le-am inclus acum 10 ani în gala mea și care au suferit din acest motiv. Eu le-am explicat că atunci a fost doar gala clubului. Dar acum... La anul, doamna director, la anul se împlinește 50 de ani de existență a Clubului Sportiv Municipal Onești. Așa este. Dar... Adică trebuie deja gândit. Da, și eu doresc ca gala de la anul să cuprindă și judo, care nu a fost cuprins, iar noi avem tot așa o tradiție și o istorie în Onești. Îmi doresc să aduc toate marile gimnaste de-a lungul timpului la Onești și deja am vorbit cu o parte din ele și au spus că sunt fericite să vină. Am spus că să o facem în zilele orașului, conform proiectului doamnei Elena Pașcu. Așa. Care a inițiat proiectul ăsta. Consilier local, da, dumneavoastră. Cu zilele, da, zilele Nadiei. Și în aceeași gală mi-aș dori foarte mult să o încep cu o gală de box la Onești. O gală mare de box pe care deja am pus-o pe tapet în discuții Federației de Box și au spus că cu mare drag vor veni să facă o gală mare de box, dar atunci pentru asta îmi trebuie ca romul. Fiindcă dar văd că gândiți deja la o scară foarte... Da, fiindcă eu îmi doresc ca toată lumea să vină. Toată lumea din oraș să audă spectacolul. Îmi doresc să aduc toate valorile artistice ale Oneștiului în cele 3 zile, să fie alături de sport și îmi doresc ca tot Oneștiul să poată intra liber și să vină și să vadă și o gală de box adevărată, da? Să vadă și gala efectivă în care Nadia va fi automat anfitrioană și colegii ei. Va veni dumneia ei? Da, va veni și a pus-o deja în agenda. Îmi doresc să facem proiectul ei de la Oklahoma, Pașaport pentru sport. Anul acesta ce nu s-a mai ținut? Cred că... L-am întrebat direct, așa mi-a deschis subiectul. Da, au fost niște probleme de ordin organizatoric, aș spune eu, fiindcă domnul primar și-a dorit foarte mult să țină... Știu, și în emisiunea confirmat i-a plăcut prima ediție. Da, fiindcă a fost foarte frumoasă. A fost un succes, recunosc că a fost un succes. În Pașaport pentru sport anul trecut a fost promovată Ștefania Uță, care anul ăsta la Festivalul Olimpic, vreau să vă spun că a venit cu medalie de argint. Deci fetița care a alergat și a făcut spectacolul de la... Așa? Da. Cred că mai degrabă problemele au fost pe linia de organizare a primăriei, a aparatului primăriei și nici de cum a domnului primar. Adică să zi, e vorba aceea că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții? Cam așa aici o ducem? Da, mi s-a spus că deci proiectul nu este al meu. Nu este al CSM Oneștiului. Bun, și nici al primăriei Onești. Nu, nici al primăriei Onești. Proiectul este al Nadiei, la Oklahoma, pe care ea îl face de ani de zile, preluat de fundația Nadiei, scris de fundația Nadiei și care vine fundația și Nadiei face... Fundația în România. În România. Ca să înțelegem care vine context. Și face acest proiect în țară. Așa. L-a ținut în București în vreo 3 primării, adică s-a plimbat prin țară în câteva locuri. Primăria Onești, și aici v-am zis încă o dată, nu vorbesc de domnul primar, că nu are aici, vine și spune că numai ei pot fi organizatorii și că fundația și cu mine să venim și să facem... cu dumneavoastră CSM vorbim. Da, așa să facem acțiunea în parc prin ei. Eu le-am spus, domnilor, proiectul nu este al meu și nici nu mi-aș putea permite să mi-l asum eu, pentru că nu pot, și indiferent de relația mea cu Nadia, tocmai datorită relației mele cu Nadia nu pot să fac așa ceva. Dumneavoastră anul trecut, deci fundația v-a depus un proiect, dumneavoastră îl ați finanțat, ei au venit cu logistică, cu absolut tot, cu ajutorul meu intermediar aici, am făcut proiectul. Anul acesta a spus nu, dumneavoastră faceți cheltuielile, dumneavoastră faceți absolut tot, noi să venim să facem proiectul. Bineînțeles că... Fundația mea singură nu se poate așa ceva. Ăsta este un proiect compact. Deci, nu știu dacă primăria are expertiza și competențele necesare atât pe promovare, pe media, pe organizare de competiții, pe organizare de acțiuni, ca să poată ei să vină organizatorii singuri, în totalitate, și noi să venim pe lângă ei să facem acțiunea. Și atunci, bineînțeles că nu ne-am înțeles la această... această parte. O problemă de comunicare, de fapt. Da. Și nu s-a mai putut ține. Mai ales că cu o săptămână înainte m-au sunat și m-au întrebat cum nu se ține? Păi ca să faci o asemenea organizare și
cu cheltuielile aferente care trebuiau, cu toată logistica cu care trebuia adusă, ne trebuia cel puțin o lună înainte. Păi cum vii tu cu o săptămână înainte și îmi spui, nu, primăria este organizatorul? Și am zis, nu, primăria alături de fundații și de mine, veniți partenerii noștri. Și a spus, nu, hotărâri de Consiliul Local sunt cu primăria organizator. Dom'le, nu se poate. Eu nu sunt subordonată dumneavoastră. Dar nu numai de asta, dar patentul, să zicem, ideea proiectului, era, exact, proiectul este a fundației, a Nadiei Comănești. Nu putem face noi... S-au supărat oarecum pe mine că n-am vrut să-l fac. Dar n-ați vrut să-l faceți? Nu, ba, eu, da. Ba da, eu am vrut să-l fac. Clar am vrut să-l fac. Doar că nu s-a putut face în condițiile pe care mi le-au expus dumnealor. Partea economică, directorul economic, mai concret, cu directorul economic am vorbit, așa, cu partea de la achiziție, am zis, dom'le, dar nu se poate. Nu se poate așa ceva. Să veniți să-mi spuneți acum că voi vreți să faceți toate cheltuielile și noi să venim, zic, să înțeleg ce. Că noi venim sclav pe plantație sau, zic, adică care nu, este... Nu poți să subordonezi un proiect... Un proiect atât de mare și care, de fapt, nu ți aparține. Prin multiplele proiecte europene demarate în ultimii ani, Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești s-a reușit dotarea unității cu tehnică și echipament medical de ultimă generație. Astfel, rămâne să aflăm dacă și la capitolul medici specialiști situația este una mulțumitoare pentru conducerea Spitalului Oneștean. Mai multe aflăm în minutele următoare de la managerul Spitalului din Onești, Gelu Nicolcea. Având în vedere că ați reușit dotarea într-un timp relativ scurt, dacă e să zicem, dotarea și modernizarea unor secții și a echipamentului medical din spital, cum stați cu la capitolul medici specialiști? Pentru că e un paradox, se poate crea situația în care aveți echipamente moderne, extraordinar de bune în depistarea problemelor de sănătate și să nu fie specialiști. Da. Încă din 2018, când am început, am demarat procedurile pentru aplicare la ambulatoriu, cu dotarea ambulatoriului, am vorbit cu medicii specialiști ca să-și utilizeze competențele de ecografie pentru a scuti pe cei de la radiologie de astfel de investigații ca să poată concentra pe mamografie și RMN și instalația radiologică digitală. În ultimii ani au venit medici tineri, noi ne-am acoperit multe specialități, astfel pe chirurgie avem un chirurg vascular care a venit de chirurgie vasculară, care face investigații și intervenții de mare complexitate. De la 1 octombrie vom angaja un medic chirurg pediatru, care în acest moment toți copiii pentru orice intervenții sunt trimiși la Bacău, pentru că un chirurg de chirurgie generală nu poate să, conform legislației actuale, să mai intervină pentru copii. De asemenea, o să vină un nou medic urolog, deci vom avea doi medici urologi, de asemenea o specialitate cu adresabilitate mare. Ne-a mai venit un medic neonatolog și de asemenea încă un medic neurolog. Deci încet, încet ne acoperim toate specialitățile și cu medici tineri, specialiști, dornici de afirmare și avem din partea pacienților semnale că au o altă abordare, sunt mai calm, mai vorbesc cu pacienții, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că jumătate din suferință îți trece atunci când ești, ți se vorbește și ți se explică situația și...
educația, șansa unei vieți mai bune pentru comunitățile vulnerabile din România. Deputata PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, a susținut recent o pledoarie în plenul Camerei Deputaților despre educație, dar și despre șansa unei vieți mai bune pentru comunitățile vulnerabile din România. Mai multe detalii aflăm chiar în minutele următoare. Nu cu mult timp în urmă, cu toții vedeam în deschiderea unei noi întreprinderi industriale, în descoperirea și exploatarea unor noi resurse naturale sau în relocarea în centre urbane majore, șansa unei vieți mai bune, șansa de a depăși limitările economice inerente, existenței într-o comunitate lipsită de resurse materiale. Cu toate acestea, în economia prezentului și mai ales în cea a viitorului, acestea nu mai sunt suficiente, iar uneori nu sunt nici măcar necesare. Aceasta deoarece economia prezentului și cea a viitorului se bazează, respectiv se va baza tot mai mult pe cunoaștere. Dar o populație educată nu înseamnă numai angajați de succes, nu înseamnă numai întreprinzători performanți, nu înseamnă deci numai venituri pentru stat. Înseamnă și oameni conștienți de propriile capacități, de propriile așteptări, de propriile valori. Înseamnă oameni cu un nivel ridicat al conștiinței propriei identități. Înseamnă oameni fericiți, optimiști și siguri pe ei. Și nu în ultimul rând, înseamnă cetățeni responsabili. O populație educată înseamnă cetățeni care știu ce oferă societății în care trăiesc și știu ce să aștepte de la ea. Cetățeni care oferă astfel baza de selecție performantă, de care și statul are atâta nevoie. Cetățeni care prin acțiunile lor de zi cu zi conduc la neproliferarea comportamentelor incorecte, corupției, risipei. Se creează astfel un cerc virtuos care promovează exact ceea ce noi, liberalii, ne străduim să promovăm, o bună guvernare. Dar buna guvernare se auto-întreține, devenind din ce în ce mai performantă pe măsură ce investițiile în educație își fac efectul. Iar pentru comunitățile mai puțin favorizate, un proces educațional de calitate începe cu prevenirea abandonului școlar. Acest aspect este nu doar foarte important, ci chiar vital. De aceea, statul are datoria de a se implica mai profund și mai profesionist în acest domeniu. Însă, de cele mai multe ori, cauzele abandonului școlar sunt culturale, sociale și profund locale. De aceea, este foarte important ca tot la acest nivel să fie identificate și soluțiile necesare. Fără implicarea părinților și a liderilor acestor comunități, nu vom putea oferi niciodată copiilor din aceste comunități șansele pe care le merită. Primii care trebuie să realizeze câtă nevoie au de educație sunt chiar beneficiarii ei. Pe acești beneficiari dorim noi să îi responsabilizăm, să îi încurajăm și să îi ajutăm astfel încât să își pună în practică inițiativele. Educația, dragii mei, este o responsabilitate comună a statului, a factorilor de decizie, a profesorilor, dar și a părinților, a comunităților locale și chiar a elevilor. Dar doar înțelegând aceasta vom putea beneficia în viitor de un sistem de educație de înaltă performanță. Haideți așadar, alături de noi, să realizăm un sistem educațional performant și astfel să punem România acolo unde este locul și să-i dăm și celor mai puțin favorizați copii șansele pe care le merită. Cătălina Ciofu, deputat PNL de Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 25 august, în cea mai mare parte cerul va fi senin. Maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, minima pe timpul nopții coboară până la valori de 17 grade Celsius. Vineri 26 august, în cea mai mare parte cerul rămâne senin. Maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima coboară doar până la 17 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți abonați acum like pagina de Facebook Acum TV Kids.